Doamnelor și domnilor, alături de noi prin Skype, gata să ne atragă atenția asupra aspectelor importante de care trebuie să ținem cont în cazul alergiilor alimentare, este dr. Raluca Cojocariu, medic primar alergologie și imunologie clinică adulți și copii. Bine ați venit prin Skype la emisiunea Sănătate cu Prioritate. Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră în această seară. Sper că răspunsurile la întrebări vor fi utile pentru părinții micuților pacienți care se confruntă cu aceste probleme, cât și pentru pacienții adulți. Și eu sunt convinsă de lucrul acesta, mai ales că trebuie să fim și noi ca părinți atenți la aceste modificări în organismul copiilor noștri și să fim atenți mai ales la ce punem pe masă și care ar fi factorul alergen, dar vorbim puțin mai târziu despre asta, pentru că de la început aș vrea să facem diferențierea între intoleranță și o alergie alimentară. Există vreo diferență? Sunt diferite ele sau e unul și același lucru? Intoleranțele și alergiile alimentare sunt reunite sub denumirea generală de reacții de hipersensibilitate alimentară. Ceea ce le diferențiază este mecanismul prin care acestea se produc. Alergiile alimentare având la bază întotdeauna un mecanism imunologic, iar intoleranțele alimentare, nefiind mediate imunologic, ce mai degrabă enzimatic, metabolic, farmacologic. O altă diferență între aceste două tipuri de reacții de hipersensibilitate alimentară ar fi momentul debutului simptomelor și semnelor, debut ce este rapid atunci când discutăm despre alergii alimentare, în special IgE mediate, reacții ce se pot instala de la câteva minute până la 3 ore maximum, în timp ce, în cazul intoleranțelor, reacțiile debutează de obicei la câteva ore, în jur de 3-4 ore, până la câteva zile sau chiar săptămâni de la introducerea alimentului în dietă, de rutină. Da? Nu la consumul ocazional și la 3 săptămâni s-a dezvoltat reacția, ci am introdus alimentul în rutina alimentară și la câteva săptămâni se poate instala reacția. Este o problemă în diferențierea intoleranțelor alimentare de alergii alimentare non-IgE mediate sau cu mecanism mixt, întrucât debutul în cazul alergiilor alimentare non-IgE mediate, debutul simptomelor, poate fi asemănător ca și în cazul intoleranțelor mai târziu, dar nu imediat, de la câteva minute până la câteva ore. Și aici este într-adevăr o problemă de diagnostic diferențial. Până la urmă, care sunt simptomele sau semnele unei reacții alergice la un aliment anume? Semnele și simptomele pot varia. Putem discuta despre manifestări cutanate de tipul urticarii, adică acele erupții la nivelul pielii, ce se aseamănă cu blândele, da, papule roșiatice, însoțite de senzații de mâncărime, asociate sau nu cu umflarea feței, a limbii, cu dificultăți la înghițire, la respirație, apariția wheezing-ului, adică respirație șerătoare, grețuri, vărsături, scaune diareice, iar în cazul intoleranțelor sau a reacțiilor sau alergiilor alimentare întârziate, putem observa în timp o stagnare a creșterii în înălțime sau în greutate, carențe nutriționale, chiar și dermatita atopică. Dar este important să precizăm faptul că dermatita atopică nu este neapărat un semn al alergiei alimentare. Dermatita atopică poate însoți o alergie alimentară, dar nu este obligatoriu cauzată de aceasta. Într-adevăr, pot fi exacerbări ale dermatitei atopice în contextul existenței unei alergii alimentare. Iar o piele cu dermatită atopică poate conduce la facilitarea sensibilizării față de alimente a unui copilaj.
Eventual, părintele ar trebui să aibă acest diagnostic, să elimine această teamă că ar putea fi vorba despre o reacție alergică și să meargă cu copilul la dermatolog, astfel încât să-i se pună acest diagnostic de dermatită atopică. Poți fi alergic la orice aliment, dacă e să vorbim despre alimentele care pot provoca alergii. Din nefericire, putem deveni alergici la orice aliment. Există peste 400 de molecule implicate în alergiile alimentare. Când spun molecule, nu mă refer la alimente, pentru că fiecare aliment are mai multe alergene ce pot fi implicate în declanșarea alergiei alimentare. Așa cum bine știm, laptele conține mai multe fracțiuni proteice ce pot fi implicate în alergiile alimentare. Caseinele, alfa-lactoalbuminele, beta-lactoglobulina, oul, de asemenea, are mai multe proteine ce pot fi implicate în alergiile alimentare. Astfel încât, da, putem dezvolta alergie la orice aliment. E destul de periculos ceea ce aud de la dumneavoastră, dacă putem dezvolta la orice aliment, dar conform statisticilor sau experienței de la cabinet, care sunt cele mai frecvente alimente care pot provoca alergii? Cele mai frecvente alimente implicate în declanșarea alergiilor sunt laptele și derivatele din lapte, oul, grâul, soia, arahidele, peștele, fructele de mare, da? Acestea ar fi primele. Există 14 clase de alergene implicate, dar dintre acestea, cele menționate anterior sunt cel mai frecvent întâlnite în practica clinică. Și aceste alimente care sunt cel mai frecvent întâlnite provoacă, pentru început, când omul nu știe că este alergic la ele, în momentul în care ia contact cu aceste alimente, sunt niște reacții extrem de urâte, puternice? Depinde de mecanismul care stă la baza instalării alergiei sau intoleranței. Depinde dacă discutăm despre o alergie alimentară sau o intoleranță. Pentru că sensibilizarea se poate produce încă din perioada de sugar, când copilul este alăptat. Da? Acum, dacă copilul prezintă o reacție instalată brusc, spre exemplu, îi se oferă un iaurt din lapte de vacă și prezintă vărsături în jet, imediat, de la prima linguriță, da? Sau diaree, la fel, la scurt timp, putem suspecta că este vorba cel mai probabil despre o alergie alimentară IgE imediată. Bineînțeles că este nevoie ca acest lucru să se repete, da? Deci alergia alimentară este reproductibilă, ea apare ori de câte ori există contactul cu alergenul alimentar, da? Respectiv, care este implicat în reacția alergică. Fie chiar și urme la pacienții care sunt intens sensibilizați. Putem discuta despre o intoleranță, intoleranță la lactoză, de exemplu, care la fel se poate manifesta tot în primele 15-20 de minute, prin reflux gastroesofagian, dureri de stomac, adică epigastralgii, dureri abdominale, crampe, diaree, da? Sau putem discuta despre reacții ce pot fi observate în timp de către părinți, și anume modificarea tranzitului intestinal, modificarea aspectului scaunului, urme de sânge în scaun, firișoare de sânge sau mucus, scaunul nelegat, număr crescut de scaune pe zi. Da? Lucru pe care îl observă părinții că se repetă zi de zi, deci nu este un episod întâmplător. Da? Se repetă, este persistent și părinții observă modificări ale comportamentului copilului, copilul devine mai agitat, nu se odihnește bine, se plânge des de dureri de burtică, nu mai ia în greutate, da? Și atunci se prezintă la medic. La medicul pediatru, apoi este redirecționat către pediatru gastroenterolog de obicei, cam acesta este parcursul. E foarte greu să-și dea seama un părinte de unde vin aceste manifestări, pentru că un copil într-o zi mănâncă
foarte divers, de la mâncărurile de bază, ciorbe, unde sunt atâtea legume, unde sunt atâtea elemente care poate că ar fi, am putea să ne punem un semn de întrebare, până la dulciuri, cereale cu lapte și toate aceste lucruri. Ce ar trebui să urmărească în principal? Acele alimente care sunt în primul rând factori alergeni cunoscuți? Da, în primul rând, dacă părintele observă repetarea a unor reacții zilnic sau cu anumită periodicitate, l-ar ajuta foarte mult un jurnal alimentar, da, alcătuit pe 7-10 zile, cu ceea ce conține micul dejun, ce conțin gustările, prânzul, cina, momentul apariției reacțiilor. Da? Și bineînțeles, cu ajutorul unui specialist, da, pot descifra acest tablou clinic și îl pot încadra fie într-o alergie alimentară, fie în categoria intoleranțelor alimentare. Mai puțin probabil legumele și fructele să fie responsabile de reacții întârziate, da? De reacții întârziate, mai degrabă poate fi responsabil glutenul sau laptele. Da, dacă discutăm despre alimente vegetale, reacțiile apar imediat. Asta ne mai ușurează puțin munca, acest element pe care l-ați adăugat dumneavoastră. Însă știu că atunci când vrei să vezi la ce tip, la ce este alergic copilul, să spunem, sau adultul, știu că se fac anumite teste cutanate, astfel că aflăm la ce este alergic cineva. În cazul alimentelor, nu există o astfel de depistare a tipului de reacție, a alimentului de la care o persoană poate să reacționeze alergic? Da, ar fi ideal să putem beneficia de investigații care să prevadă la ce avem, prezentăm un risc de a declanșa alergii, dar din nefericire nu există o astfel de investigație, astfel încât la baza procesului de identificare a alergenului implicat stă istoricul clinic. Da, istoricul medical, discuția cu pacientul, descrierea reacțiilor, jurnalul alimentar este extrem de important. Pornind de la aceste elemente clinice, noi ca și specialiști ne formăm o suspiciune de diagnostic pe care apoi, prin metodele de investigații pe care le avem in vitro, adică analize din sânge, și in vivo, adică teste cutanate sau teste de provocare, ne putem susține această suspiciune de diagnostic sau o infirmăm. Da, pentru că rolul investigațiilor acesta este de a susține suspiciunea pe care noi ne-am format-o. Orice investigație care nu pornește de la o suspiciune clinică susținută de ceea ce se întâmplă în practică cu acel copil, cu acel pacient, poate conduce la erori de diagnostic, pentru că pot exista investigații, să spunem, în care să denote o sensibilizare, cum sunt dozările de anticorpi specifici din clasa IgE, care pot evidenția o sensibilizare pentru o anumită clasă de alimente, să spunem, sau de alergene din mediu. Pentru acea sensibilizare, noi trebuie să stabilim dacă există relevanță clinică, adică o relație de cauzalitate între expunerea la alergen și declanșarea reacțiilor alergice. Mă întrebam dacă aceste reacții alergice apar în copilărie și de acolo ni se trage toată povestea, sau pot să se declanșeze și la vârsta adultă, dacă ești, să zicem, la 20, la 30 de ani și atunci se poate declanșa o reacție alergică la un aliment. Când anume? Da. Într-adevăr, reacțiile alergice alimentare apar cel mai frecvent în perioada de sugar sau perioada de copil mic.
și sunt implicate aceste principale clase de alergene despre care am discutat. Apariția dermatitei atopice înaintea debutului acestor alergii alimentare sau intoleranțe poate fi un factor prevestitor, poate fi un prim pas în ceea ce numim marșul atopic. Însă alergiile alimentare se pot declanșa la orice vârstă. Da, pentru că pot interveni sensibilizările la polenuri, de exemplu, care pot fi responsabile de cross-reactanțe cu alimentele vegetale, da, fructe și legume. Acest tip de reacții apar în general la pacienții cu rinită alergică. Da, putem discuta despre adolescenți sau despre adulți, da, sensibilizați la anumite polenuri și care, atunci când consumă fructe sau legume în stare crudă, pot prezenta un tip de reacție alergică numit sindromul alergic oral, care se manifestă prin debutul la scurt timp, adică la câteva minute de la ingestia alimentului vegetal, la apariția parestezilor la nivelul limbii, furnicături, senzație de mâncărime la nivelul buzelor, umflarea buzelor, umflarea limbii. Este vorba despre o recunoaștere aberantă a sistemului imunitar, a structurii acelor polenuri la care pacientul este sensibilizat în alimentele vegetale care declanșează reacția respectivă. Da? Tot un tip de reacție alimentară este și aceasta. Deci poate să apară la orice vârstă. Există cumva și o predispoziție genetică pentru aceste alergii alimentare? Factorul genetic este într-adevăr important, întrucât, spre exemplu, dacă într-o familie ambii părinți suferă de patologii alergice, copilul prezintă un risc de peste 70% de a dezvolta și o patologie alergică, nu identică cu a părinților. Spre exemplu, printre pacienții mei se numără și familii, mama, tata și copilul, sau bunica, mama și nepoata. Da? Adică este clar că este o predispoziție genetică, bineînțeles că există și alți factori care intervin. Adică nu este obligatoriu să apară alergia, dar există acest risc. Și de obicei, reacțiile alergice sunt față de alimentele la care sunt alergici și părinții sau bunicii? Sau variază? Nu este o regulă. Părintele poate avea, să spunem, poate suferi de o rinită alergică, bunica de o alergie medicamentoasă și copilul de o alergie alimentară. Sau poate dezvolta copilașul rinită alergică, la fel ca și tatăl, de exemplu, la același alergen. Deci, situațiile sunt diverse, sunt variate. Nu există o regulă în acest sens. Am înțeles. Deci, totul ține de atenția pe care o acordăm momentului respectiv, când începem să avem simptomele respective și identificăm și cauza. Spuneați că simptomele unei alergii apar imediat după consumul alimentelor sau mai târziu. Dacă cele care apar imediat sunt periculoase, la ce trebuie să avem grijă? Alergiile alimentare mediate prin mecanism imun, IgE mediat, sunt cele care într-adevăr prezintă un risc vital prin instalarea unei reacții alergice severe numită anafilaxie. Anafilaxia se poate instala în felul următor. Inițial prin semne cutanate, spre exemplu înroșirea pielii sau senzație de mâncărime la nivelul mâinilor și a picioarelor, umflarea buzei, umflarea ochilor, umflarea limbii, senzația de dificultate la înghițire sau la respirație, scăderea tensiunii arteriale tradusă clinic prin leșin sau pierderea conștiinței, pierderea spontană de materii fecale sau de urină. Da? Acestea sunt semne sau răgușeala.
Da, sunt semne de instalare a anafilaxiei. Anafilaxia fiind cea mai severă reacție alergică și care are un risc vital. Atunci trebuie intervenit de urgență. Orice pacient care suferă de o reacție alergică, de o alergie alimentară, ar trebui instruit în vederea acestui aspect pentru a ști ce are de făcut în cazul în care, la un moment dat, poate surveni o reacție alergică severă sau pentru a ști cum să reacționeze în astfel de situații, pentru că astfel poate salva viața altcuiva. Da? Poate recunoaște o reacție alergică severă la o altă persoană, nu neapărat la el. Păi atunci spuneți-ne, cam instruiți-ne pe noi în această ocazie, ce ar trebui să facem dacă vedem asemenea manifestări la o persoană de lângă noi sau chiar noi suntem în cauză? O persoană cu alergie alimentare trebuie educată să poarte întotdeauna la ea o trusă de urgență, care trebuie să conțină obligatoriu EpiPenul, acel stilou preîncărcat cu adrenalină. Da? Trebuie să aibă un antialergic, un antihistaminic, un preparat cortizonic care se poate administra pe cale orală și un spray cu bronhodilatator pentru situațiile în care prezintă dificultăți în respirație. În cazul anafilaxiei, instalării anafilaxiei, doar administrarea medicației antialergice, antihistaminice și cortizonice nu previn instalarea acestei reacții severe. Deci doar adrenalina poate combate această reacție, întrucât adrenalina are efect imediat, în câteva minute, da, în 3 minute. Medicația antialergică acționează după 15 minute, iar medicația cortizonică previne faza întârziată a anafilaxiei, adică acționează în următoarele 3-4 ore. În ceea ce privește spray-ul cu bronhodilatator, acesta ajută la dilatarea căilor respiratorii atunci când apare senzația de lipsă de aer. O astfel de persoană care deține un autoinjector cu adrenalina asupra sa poate recunoaște reacția alergică atât la el atunci când simte că se instalează acele semne și simptome despre care am discutat anterior, da? Pentru că asocierea două sau mai multe, două, trei semne, tegumentare, respiratorii, cardiovasculare, înseamnă că se va instala anafilaxia și atunci principala măsură este administrarea EpiPenului. Pacientul se așează pe un scaun de stă înșezut, da? Și își autoadministrează acel injector, autoinjector cu adrenalină în coapsă, în regiunea anterosuperioară. El este instruit la cabinetul medicului alergolog. El știe cum să folosească. Există niște instrumente de jucărie cu care noi ne antrenăm pacienții, învățăm în ce poziție trebuie să stea. Dacă, în schimb, este vorba despre un aparținător, da? Un părinte care are un copil ce suferă o reacție alergică, da? Îl poate întinde în decubit dorsal, adică pe spate, cu membrele inferioare ușor mai ridicate, da, pentru a ajuta creierul să se oxigeneze. Este vorba despre circulația sângelui, da? Și îi poate administra autoinjectorul cu adrenalină la nivelul uneia dintre coapse, în regiunea anterosuperioară. La copii există preparate speciale pentru cei cu greutatea sub 30 de kilograme. După ce a administrat autoinjectorul cu adrenalină, va suna la 112 și apoi va continua administrarea celorlalte clase de medicamente din trusa de urgență. Pentru cei care sunt în afara familiei și nu sunt instruiți să facă lucrul acesta, dar văd un caz lângă ei, ce pot face ei care nu sunt instruiți, nu știu să facă o astfel de, să administreze această doză de adrenalină? Ce pot face ei? Există mai multe situații. Este posibil ca, bine, un simplu trecător nu are cum să înțeleagă ce se întâmplă cu persoana care este căzută, de exemplu, da? Aceasta trebuie lăsată întinsă, da, în decubit dorsal, cu membrele inferioare ridicate,
mai sus decât planul corpului, da, pentru a asigura o întoarcere venoasă corespunzătoare, pentru ca, într-un final, creierul să fie bine oxigenat și trebuie să sune la 112. Dacă observă că persoana respectivă varsă, trebuie întoarsă în decubit lateral, adică pe o parte, pentru a nu se sufoca sau da, nu se neca cu propriile secreții. Și sună la 112. Dacă ar exista modelul din afară de ca persoanele alergice să poarte o brățară de avertizare dacă este alergic la ceva anume și ar avea asupra sa autoinjectorul cu adrenalină, da, ar fi într-adevăr mai ușor. Aș vrea să știu, doamna doctor, dacă aceste alergii se pot vindeca și care este tratamentul. Noi am vorbit acum câteva minute despre cel mai rău caz care se poate întâmpla, șocul anafilactic și tratamentul fiind o doză de adrenalină și oameni pricepuți care să fie lângă persoana respectivă, persoana respectivă să poată să spună în stânga, în dreapta care este suferința lui pentru ca ceilalți să știe din mediul înconjurător, din mediul apropiat, astfel încât să poată să intervină imediat. Însă, ce alte tratamente există pentru alergiile alimentare și dacă ele se pot vindeca până la urmă? Da. O întrebare dificilă și cu mai multe variante de răspuns. Există alergii alimentare și intoleranțe alimentare care se pot vindeca între vârsta de 3 și 5 ani. Când discutăm despre cele induse de lapte și derivate, de ou, de grâu, de soia. Dacă discutăm despre ceilalți alergeni alimentari, nuci, arahide, alune, pește, fructe de mare, acestea, din nefericire, vor însoți de-a lungul vieții pacientul. Tratamentul constă în evicția alergenului, da, și alcătuirea unei diete echilibrată din punct de vedere nutrițional cu ajutorul unui tehnician nutriționist pentru a preveni instalarea carențelor nutriționale. Excludem alimentul din dieta copilului până la remiterea simptomatologiei. Apoi, prin tatonare, încercăm întotdeauna să îl reintroducem. Da. Deci, nu renunțăm de tot la acest aliment și nu-l mai nu renunțăm în alimentație niciodată. Nu renunțăm. Am văzut recomandări de excludere din dietă pentru un an, doi ani. Este extrem de mult. Adică, bineînțeles, acest lucru trebuie gândit foarte bine înainte de a institui acest tip de dietă de evicție. Trebuie făcute testele din sânge, testele cutanate, atunci când este posibil testul de provocare orală, trebuie determinat care componentă alergenică din acel aliment este implicată, pentru că există componente care pot fi denaturate termic și copilul poate beneficia de alimentul respectiv dacă este prelucrat termic o anumită perioadă de timp, cum este laptele, de exemplu, dacă sensibilizarea este produsă la caseină, spre exemplu. Într-adevăr, el trebuie exclus din dietă o perioadă de timp. Acum depinde și cât de mare este, cât de importantă este sensibilizarea la caseină. De aceea trebuie coroborate testele cutanate cu dozarea de anticorpi specifici din sânge. Pentru că în funcție de aceste valori ne putem da seama, putem preconiza dacă el va tolera preparatele ce conțin lapte, da? Dacă el este preparat termic sau în stare crudă, da? Și este un pas important pentru că el poate beneficia de nutrienții din acea clasă alimentară. La fel se întâmplă și în cazul oului, de exemplu. Da? Există copii care pot tolera oul bine preparat termic, timp de 20 sau 30 de minute. Da?
dar nu îl pot tolera preparat moale, spre exemplu. Această toleranță se câștigă în timp. Deci este important de știut exact fracțiunea care este implicată în declanșarea alergiei. Ce mai este important? Nu am precizat și consider că ar trebui știut. Este vorba de alergenele ce pot fi implicate în declanșarea anafilaxiei, cum sunt arahidele, da? În care urmele, chiar și urmele, pot declanșa reacția anafilactică. Spre exemplu, am o pacientă pediatrică, o fetiță, care a declanșat anafilaxie după ce a fost îmbrățișată și atinsă pe obraz de un adult, o persoană din familie care tocmai consumase arahide, da? Deci, nu mai era vorba că a mâncat, ci doar... A fost atinsă, da, persoana, sau este vorba despre persoane care, de exemplu, sunt alergice la fructele de mare, nu au consumat ele, însă a consumat partenerul de viață, să spunem, da? Și el a rămas contaminat sau au rămas contaminate ustensilele din bucătărie. Sau, spre exemplu, un alt tip de alergie declanșat de expunerea la ou. Copilul cu alergie semnificativă la ou în bucătărie alături de mămică care prepara, da, ceva din ouă și a declanșat crize de astm bronhic, wheezing, respirație eșuerătoare. Deci nu a consumat ou respectiv. Deci în funcție de grad de sensibilizare sunt și reacțiile clinice. Da? Și sunt imprevizibile. Nu putem ști niciodată dacă va fi mai ușor sau va fi mai sever. De aceea este important să învățăm pacientul să aibă medicație de urgență, mai bine să expire, mai bine să nu o folosească, să nu fie nevoie, dar să știe despre ce este vorba. Pentru că în astfel de situații intervine confuzia, agitația, frica, teama, da? Și atunci ne pierdem cu firea. Dacă nu avem exercițiu despre cum se administrează această medicație, este posibil să pierdem timp prețios. Apropo de astm, că ați menționat astmul. Astmul și alergia alimentară se produc frecvent împreună. Citisem eu într-un articol și să-mi spuneți dacă este așa. Există probabilitatea ca atât alergia alimentară cât și simptomele astmului să fie severe? Luate putem împreună? Putem discuta despre marșul atopic. Desfășurarea în timp a unor patologii care pot prevesti instalarea astmului. Apariția dermatite atopice, să spunem, la câteva luni în perioada de sugar, urmată de instalarea alergiei alimentare și mai departe de apariția rinitei alergice și astmului bronșic. Dar nu este absolut obligatoriu, nu este o regulă aceasta. Da? Am înțeles. Ca un pacient cu reacții alergice alimentare să declanșeze obligatoriu și un astm bronșic alergic. Nu este o regulă. Ele pot coexista, într-adevăr. Am înțeles. Am și o întrebare din partea unui telespectator. Deja lumea ne scrie pe paginile noastre de Facebook la ce sunt alergici. Sunt foarte multe persoane predispuse. Poziția către alergii alimentare sau non-alimentare sunt foarte mari și pentru minutele rămase în emisiune aș vrea să ne vorbiți puțin și despre intoleranța la histamină, dar să vă adresez întâi întrebarea telespectatorului nostru, domnul Temerean, care ne întreabă: soția mea este alergică la mierea polifloră. Cum pot afla nectarul cărei flori provoacă acest disconfort? Sau să renunțe la mierea polifloră? Poate că asta este soluția dumneavoastră. Poate iniția demersul acesta de identificare a alergenului prin prezentarea la un specialist alergolog. Pentru a identifica în istoricul clinic al pacientului dacă există și simptome de rinită alergică, spre exemplu, sau de astm bronhic alergic sau rinoconjunctivită alergică,
În ce perioada anului apar acele simptome? Da? De exemplu, dacă apar primăvara, nu știu, februarie, martie, aprilie, sau dacă apar mai, iunie, iulie, sau dacă apar spre sfârșitul verii, începutul toamnei. Și de identificat polenurile respective, da? Acesta ar fi un prim pas. Asta îl sfătuiesc să facă și până ajunge în punctul respectiv să evite ingestia sau contactul cu mierea respectivă. Da? Și un astfel de caz. Mulțumim frumos pentru răspuns. Trecem repejor la intoleranța la histamină. Vorbiți-ne puțin despre acesta. Ce este histamina? Ce roluri are? Da, este, știu, un subiect de mare interes. Histamina este un mediator neuroimunoendocrin. Deci el trebuie să existe în organism. Există în organism, are niște roluri fiziologice. Se găsește depozitat niște vezicule la nivelul celulelor mastocitare și ale bazofilelor, la nivelul celulelor tubului digestiv, mai exact la nivelul intestinal, dar și la nivelul neuronilor histaminergici. Deci are un anumit rol. Asta e dacă este să discutăm despre histamina care se găsește în organismul nostru fiziologic. Plus, mai discutăm despre histamina care este produsă de microbiom. Însă, pe lângă această histamină, care are diverse roluri, în reglarea digestiei, absorbției nutrienților, are rol în reglarea răspunsului inflamator, în imunitate. Da? Există și aportul exogen de histamină care provine din alimente. Intoleranța la histamină apare atunci când degradarea histaminei exogene nu este când există un dezechilibru între aportul de histamină exogenă și metabolizarea acestea. De ce poate să apară acest lucru? Histamina este metabolizată de o enzimă numită diaminoxidaza. Da? În momentul în care activitatea acestei enzime sau cantitatea de enzimă este scăzută, normal că este depășită și capacitatea de metabolizare a histaminei pe care o aducem din exterior prin intermediul alimentelor și a băuturilor. Da? Bun. În momentul în care această histamină rămâne liberă, da, și nu este prelucrată, atunci vor apărea simptome asemănătoare alergiilor sau a sindromului de intestin iritabil, de exemplu, adică balonare, modificări ale tranzitului, greață, migrene, erupții cutanate, adică o simptomatologie nu neapărat specifică intoleranței la histamină. De aici pornesc și dificultățile de diagnostic, pentru că intoleranța la histamină este de fapt un sindrom, nu o boală. Și ea trebuie foarte clar diferențiată de alte probleme de sănătate care se pot manifesta, care pot fi exprimate clinic printr-un tablou asemănător, da? Trebuie diferențiată de boala celiacă, trebuie diferențiată de alte patologii ce au loc, ce se produc la nivel intestinal. Trebuie diferențiată de alergii alimentare. Chiar și de alergiile alimentare. Da, de afecțiuni neurologice, de alte afecțiuni dermatologice. Deci, intoleranța la histamină poate reprezenta o consecință a altor patologii nediagnosticate și netratate. Deci, aici trebuie să facem diferența foarte clar. În general, semnele și simptomele declanșate de intoleranța la histamină apar de obicei după 4 ore de la masă, de la consumul alimentelor respective, mai bogate în histamină. Și ca să putem să ne gândim la intoleranța la histamină, trebuie să avem măcar două semne, două simptome, da? Migrenă și durere abdominale,
modificări ale tranzitului, erupție cutanată, măcar două trebuie să existe. Da? Și să excludem celelalte diagnostice, trebuie să excludem obligatoriu boala celiacă, pentru că și patologia intestinală cauzată de gluten poate avea semne și simptome foarte asemănătoare intoleranței la histamină. Da? Doar identificarea unui nivel mai scăzut față de limita inferioară a normalului, a diaminoxidazei, nu pune diagnosticul. Noi trebuie să înțelegem de ce a scăzut acel nivel, în primul rând. Da? Și bănuiesc că există și tratament adecvat și tratamentul, da, după ce trecem de etapa în care am exclus alte patologii, da, ce pot fi implicate în apariția acestor semne și simptome și a rămas în picioare suspiciunea de intoleranță la histamină, se poate institui o dietă de evicție a alimentelor bogate în histamină, dar pentru o perioadă scurtă de timp, da? 14 zile, 21 de zile, nici de cum a la lung, pentru luni de zile, pentru că putem ajunge din nou la aceeași problemă legată de carențele nutriționale. Da? După ce instituim această dietă și cu administrarea concomitentă a unei medicații specifice, a antihistaminice, a unor suplimente enzimatice, da? Efectuăm un prim control și reluăm administrarea sau ingestia de alimente în mod normal, da? Indiferent că sunt bogate în histamină sau nu. Apoi dozăm enzima respectivă. Da? Și observăm valoarea acesteia. Deci există mai mulți pași pe care trebuie să urmăm. Nu aș vrea să sugerez idei care să fie puse în practică de pacienți fără să consulte un specialist. Da? Pentru că dietele low histamin produc carențe nutriționale, mai ales la copii. Sunt foarte periculoase. La copii, acea valoare a diaminoxidazei nu este un parametru care să pună diagnosticul de certitudine. Deci eu, dacă am în fața mea un copil cu astm bronșic, să spunem, rinită alergică și o valoare a diaminoxidazei scăzute, nu înseamnă că recomandarea unei diete sărace în histamină va conduce la remiterea rinitei și astmului bronșic. Pun accent pentru că există astfel de situații care mă întâlnesc în practică. Da? Deci la copii nu este o valoare fidelă pe baza căreia noi să punem diagnosticul de intoleranță la histamină. Sunt multe de discutat, deja timpul nostru a ajuns la final și pentru că sunt la final și mai avem 40 de secunde, poate reușiți să ne dați două sfaturi măcar celor care ne urmăresc cu privire la ce ar trebui să facă în mod principal în cazul unei reacții alergice? Cred că să le ofer niște sfaturi pentru a preveni instalarea alergiilor. Mamele să nu evite în timpul sarcinii consumul de alimente alergizante în ideea că pot produce alergii copilașului ce urmează să se nască. Da? Deci trebuie să consume alimente din toate clasele, inclusiv cele alergizante. Copiii trebuie lăsați să se joace, să se contamineze cu tot ce în jur, nu trebuie ținuți sub un clopot de sticlă. Da? Asta aș putea să îi sfătuiesc pentru a preveni instalarea alergiilor. Excelente, da? Sfaturi, mai ales acest al doilea sfat de a lăsa copiii să guste, să ia contact cu lumea exterioară. Orice fel de aliment, da? Pentru a preveni sensibilizarea ulterioară. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile din această ocazie, chiar dacă n-am epuizat toate întrebările pe care le-am avut pregătite, însă au fost suficiente lucruri pe care le ținem minte și de care să ținem cont pe viitor. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să fiți cu noi în această ocazie.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare drag. Alături de noi a fost doctora Luca Cojocariu, medic primar alergologie și imunologie clinică adulți și copii. Am ajuns la finalul emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit-o. Vă aștept și data viitoare. Până atunci vă doresc din suflet să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!